Dacă vreți să cumpărați coins pentru FIFA Ultimate Team, intrați pe linkul din descriere. Salutator și bine v-am găsit la un nou episod din FIFA Ultimate Team în modul normal. Astăzi, după cum am spus, ca și celebrare pentru faptul că am câștigat pentru a treia oară Cupa Mondială, o să deschidem pack-uri până ajungem la 500k, deci aproximativ de 800k o să deschidem pack-uri, 700 în Ultimate Team și de 100 în World Cup, în speranța că ne vor pica Ronaldo și ceilalți. De asemenea, vedeți, nici mai am acel intro vechi pentru că mi-am stat Windows-ul și am uitat să salvez intro-ul. Însă am o problemă mult, mult mai mare, nu intro-ul. Problema este că salvarea cu cariera este coruptă și nu pot să intru pe ea, pur și simplu nu pot intra pe ea. De două ore încerc să intru, pur și simplu nu apare acolo la salvări, îmi apare că nu mai am nicio salvare. Când eu am salvat pe stick tot ce trebuia și le-am copiat. Da, ar trebui să păstrez unele contracte, o să vezi că vând tot, pentru că mai are un bug Ultimate Team și dacă nu vinzi tot, se blochează și te scoate din joc sau te scoate din Ultimate Team, de trimite meniu normal. Așa sunt pack-urile care le aveam bonus de la faptul că deschideam pack-uri în World Cup. Și pe urmă vom trece la adevăratele pack-uri. E Jackson Martinez în form. Ar fi frumos să împice. Deci după cum spuneam, cariera nu pot intra pe ea oricum. Voi mai încerca mult, voi încerca încă vreo două ore să copiez iarăși fișierele. Și dacă nu, voi, nu știu, voi poate vei simula până sezonul 2 iarăși cu Everton și vei face aceeași echipă. Văd eu, însă nu am niște probleme destul de grave. Hai să vedem ce pe aici. În continuare nimic. De asemenea, am instalat Sims 4 pe PC, logic, după torente l-am cumpărat. Și mă gândeam ca în seara asta să facem live stream cu Sims 4, dacă vreți și voi. Oricum trebuie să văd dacă îmi merge bine, pentru că Sims 4 s-ar putea să consume mai mult cu grafica. O să testez eu singur pe Twitch dacă merge bine Sims 4 și pe urmă, dacă merge, o să vă anunț și o să fac live stream în seara asta. Până acum nimic bun. Însă nici n-am ajuns măcar la pack-urile mari. Acestea sunt cele de 5k. Nici n-am speranțe la astea. Hernanes. Uite. Uite, asta se întâmplă și vezi, mă scoate din Ultimate Team. Se întâmplă asta pentru că eu deja l-aveam pe Hernanes și jocul nu înțelege asta, așa că mă scoate din Ultimate Team când dau să păstrezi un jucător. Deci, da. Quick sell all items. Am mai făcut o echipă din America. Dar din SUA, nu din America. Cu câțiva Team of the Season. Nu arată rău, însă urăsc formația 4-2-2-2 și aia e singura formație cu care pot juca din SUA, pentru că n-au râmul și lumul foarte buni și e groaznic. Atsu, sper că nu l-am. Așa, 92 pace pentru un cam. Asta e incredibil. Îl putem folosi chiar și ca ST dacă vrem. Nici nu știu dacă s-a transferat la Everton. S-a transferat la Everton? Wow. E ceva pack mai mare deschis? Aici nu. Aici nu. Vă deschide de 7k jumate, de 800k. Asta înseamnă 100 de pack-uri de 7k jumate. Primul. Groaznic. Nici măcar nu mai păstrez contractele pentru că durează prea mult și oricum am 1000 de contracte, știți? Așa că nu am chef. Aș putea deschide pack-uri și când o să fac live stream, pentru că nu mănâncă internet deschiderea pack-urilor. Da, va apare acolo în colț în dreapta toate cele notificații, pentru că nu am mai oprit chestia din origin. Nu e mare problemă, să sperăm. Haide, dă-mi și mie pe Jackson Martinez în form, pentru că îl vreau neapărat, pentru că este extrem de bun și arată extrem de bine. Jackson Martinez vine. Oh, oh, wow, oh, wow. Oh! Al patrulea pack și deja e în form. Cât costă Nainggolan? Al patrulea pe și am primit un uniform. Cât costă Nainggolan? Arată bine. Trebuie să recunoaștem, arată foarte bine. Și eu urc foarte mult când a picat.
imediat vedem cât costă și un catalist, foarte bun acest pack. Aș putea face să arăt doar pack-urile bune care le deschid, însă în fine, lăsăm așa, voi arăta toate pack-urile. Hai să vedem cât costă 9 gold. Sper să fie, chiar că e 30 de k, tot e bine. Ne-am scos banii până acum. Hai să vedem. Asta e 30 de k. Wow, sunt chiar prezicător în viitor. Nu e rău, nu e rău. Hai să mai trecem la pack-uri. Și oricum are statusuri bune în Angolan. Hai să vedem. Diego Costa l-aș vrea. E și în form și este și din Premier League. Al doilea în form. Incoming. Nu. Diara era foarte bun. De obicei când jucam cu echipa din Rusia și l-aveam pe el, obișnuiam să-l numesc Diare. Glume clasice. Însă le foloseam doar când vorbeam singur. Nu am folosit niciodată videoclip. Să parcă am zis și în videoclipuri. În fine. Încă un pack de 7k jumate. O să-l lăsăm până la final pe ăsta, pentru că simt că este Diego Costa sau Cristiano Ronaldo. Sau și Diego Costa și Cristiano Ronaldo. Și Messi. Toți trei într-un pack. Ok. 1000 de coinuri. Hai să luăm și pe ăsta. Reyes. De ce l-am primit pe Reyes de la Porto? Parcă s-a transferat. În fine. Poate e chiar rar acum cel de la Porto. Deulozeu de la Sevilla. Am pierdut să multe chestii, nici nu știam că Deulozeu s-a transferat la Sevilla. Am fost ocupat și nu prea m-am uitat la transferuri. Interesant, îl păstrăm. Chiar mă simt așa foarte trist pentru că, Doamne ferește, poate chiar am pierdut tot cariera cu Everton. Până acum am încercat decât o singură dată să copiez fișierele. Poate când voi încerca a doua oară nu va spune că sunt corupte iarăși. Să vom vedea. Conco e foarte... Nu spune că l-am deja, așa. Conco e bun ca RB. E între cei mai buni RB normal. Trebuie și 7 minute. Wow. Iarăși Hernanes. Dan Petrescu. Interesant. Va trece o eternitate până ajungem la... la 500k. Și deja pentru mine lucrul ăsta mi se pare plictisitor. Faptul că deschid pack-uri și nu-mi pică nimic bun. Și dacă se pare mie plictisitor, îmi dau seama că și voi vi se pare. Așa că după acest pack o să vă arăt doar pack-urile bune care îmi pică. Nu o să vă mai arăt și cele care sunt slabe. Deci da, vom da skip cum ar fi. Și voi veți vedea decât pack-urile bune. Sau poate chiar următorul va fi un pack bun cu Nainggolan din nou. Ar fi chiar până să-mi pice de dor Nainggolan. Kulu îl am deja și se blochează dacă îl accept. Alava pe copertă, deci îmi pică Robben, că e de la Bayer. Vidic 87 rated. Nu e rău. Lama. Wow, ce nume. Însă Vidic... 87 rate, deci arată bine. O să îl păstrăm. În momentul ca asta aș vrea că să am un program care deschide singur pack-uri. Pentru că mi se pare extrem de bun. Nu, am greșit. Am văzut 284 și am crezut că sunt jucători mai buni cei. Dar de Rossi și Huntela nu sunt incredibili. Vreau să spun că în momentul ca astea aș vrea să am un program în acela care îmi deschide singur pack-uri. Pentru că sincer mi se pare cam plictisitor să deschizi pack-uri și nimic bun să nu îți pice. Nu este așa, domnule Alaba, care mi-l dai pe Helton, care l-aveam deja probabil, azi dacă se blochează jocul. Nu l-aveam. Îmi pare rău, nu am facecam în acest episod. Pur și simplu îmi este lene să instalez driverul de la camera web. Săta viitoare dacă mai fac pack opening și îmi pică Messi, acum o să activez webcam. Am văzut doi rari și am crezut că vor fi jucători buni, dar bineînțeles că sunt jucători buni, pentru că l-avem aici pe Pablo Hernandez. Poate cel mai bun jucător din istoria lumii. 77 rated, încă e zeu.
și 93 pace la echipa din Africa, care era groaznic. Logic îl păstrăm pe Pablo Hernandez, dar cred că l-am deja. Nu, nu l-aveam deja. Cel mai bun jucător care mi-a picat luată în pack, cred că a fost Yaya Ture, când costa 120k. Știu că mi-a picat toată. În rest, numai jucători precum... vă spun imediat precum... precum... hai să lăsăm pe acesta să termine nebunia, să vedem dacă îmi pică ceva bun, mai mult noroc, poate. Da! Precum din Atale, ST, 89 pace, 92 dribbling. Al doilea în form, mama are și high-low și e și ST. E super zeu din Atale. E super zeu, high-low, work rates, 89 pace, 94 shoot, 92 dribbling. Al doilea în form. Asta e fantastic. Să-l păstrăm pe din Atale. Vom vedea mea cât costă. Doar să notez aici minutul la care trebuie să mai tai filmarea, pentru că pentru ca să pot să editez mai ușor, pentru că dacă aș fi așteptat iar să mă uit la toate pack-urile slabe, ar fi durat foarte mult. Am putea să scriu de când am mai fost pe la școală. Acum, să revenim. Vine tot ce a mai rămas, ai gladiator, dar nu-mi trebuie. Hai să ne uităm cât costă din Atale inform. Nu mai știu, v-am spus niciun preț, deci... după cum e marketul în FIFA, l-aș cota undeva la 60k. 60k, vă rog. Ar fi bun, la 60k ar fi bine. Hai să vedem cam cât ar costa. Nu ăsta. Și 148k, dar are toate alea. Buff. Ah, și eu am 88. Ăsta e al meu, din Atale, 88. Jocule, glumești? Nu, 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 spune că e o glumă. Nu-i costă un milion din Atale. Asta e o glumă. Jocul își bate joc de mine. 686k bid! What? Oh my god! 680, are bid la 686, deci e minim 686k. Un milion. Mi-am scos toți banii. Incredibil. Un milion. Ăștia sunt 86 rated, nu sunt, nu e din Atale. Ultimul, incredibil. Mi-am scos toți banii cu din Atale, care arată absolut incredibil. Și vom trece la următorul pack. Deja însă sunt mulțumit. Dacă mi-ar pica Diego Costa și Jackson Martinez, ar fi visul. The dream. Oh, Suarez, jocule, the fuck. Sunt pe killing spree aici. Din Atale inform, Suarez. Îl am deja, deci îl pun la transfer list ca să nu se blocheze jocul. Fantastic, fantastic, fantastic. Mai deschid un pack. Suntem în killing spree, deci ar trebui să ne dea încă un jucător bun. Ronaldo, Messi, Robben, Ribery, Ibrahimovic, deși îl urăsc, dar totuși n-ar fi bun ca și card. Puneți o melodie tristă. Killing spree-ul s-a terminat. Am făcut decât double kill. Suarez și din Atale unul după altul. Ăsta a fost un double kill epic. Și am revenit la pack-uri slabe. Când așteptam să-mi pice un jucător slab, ca să vă dau un exemplu ce jucători îmi pică mie de obicei, și mi-a picat un super jucător. După ce deschid acest pack slab, o să fac asta. Ce spuneam? Ok. Vreau să vă arăt, doamne și domnilor, că eu am puteri supernaturale. Acest pack o să-mi pice un jucător 77 rated. Dacă nu îmi pică, îmi voi tăia mâna, eu voi spune domnului preot să-mi ia restul corpului. Nu. Să-mi ia mâna și să mă bată cu ea tăiată. 77 rated este ăsta. Și sună telefonul că preotul deja vrea să facă asta. 77 rated! Dă-l încoa. Și după ce ai răspund la telefon. Uitați-vă la Flamini. Da. A trebuit să răspund la telefon. Era preotul și a spus că da.
că-mi dă 2 jucători, nu unul, de 77 overall. Vedeți că puterea mea pe care o pot avea. Ok, continuăm. Încă nu s-au terminat previziunile. În pecul următor, domnul preot face o minune să împice o rară de 81 rated. Urcăm încet și sigur. 81 rated în acest pec. 81 până ajungem la 93. Dăm 81 rated și continuăm. Domnule preot, faceți magia. 82. 82 și 80. Se face media, înțelegeți? Am spus 1, îmi dăm medie 81. Creștem, da? Acum, domnule preot, Socrates, cred că l-am. Deja asta trebuie să blocheze jocul. Mai bine decât să blocheze jocul, să-i dau pixel. Acum. Acum începe partea grea. 84 rated. Unul singur. Domnule preot, faceți magia și dați-mi 84 rated aici. 84. 81. 84 shooting. Încă avem putere. Poate n-ați înțeles bine, preot. Și 4K. Uitați, vedeți? 81 plus 4, 84. Că ne-a dat și 4K. Deci e cam același lucru. Și acum urmează momentul adevărat. Momentul la care n-am gândit timpul. Domnule preot, dați-mi acum un inform care este, dacă aș găsi chestia, care este 87 rated. Inform de 87 sau inform de 84, ce vezi dumneavoastră? Domnule preot, mă bazez pe dumneavoastră, vă dați seama cât de penal ar fi dacă chiar s-a întâmplat asta? Domnule preot, vă rog, faceți minunea. Ori în pecul acesta, ori în pecul următor, dar vreau să văd inform de 87 sau 84. Haideți! Toată puterea noastră, faceți ceea ce trebuie. O să lăsăm pentru că știu că preotul o să mă ajute. Ori în ăsta, ori în următorul. Ok, în următorul. Am spus în următorul. Nimic bun în ăsta. Ok, următorul este cel sigur. Nici nu mai am emoții. Știu că este un inform de 87 aici. Dau skip. Hai mă, dă-mi inform o dată, FIFA. Nu mai am chef să stau după tine. Dă-l o dată. Hunter. Totuși n-a fost rău ăsta. Ok, următorul înseamnă că va fi cu siguranță. Douglas e foarte bun, care strength-ul mare. Ok, acum dă-mi informul o dată. A vrut să fie Messi pe pachet de asta. Preotul aștepta pentru a treilea pachet. Vedem. Dacă am reușit. Nu. Din păcate, puterile preotului pot ajunge până la anumită intensitate. O să nu știu poate consuma pentru fratele meu Cristi trebuie exorcizat zilnic și nu poate să-și consume toate puterile pentru a-mi pica mie ceea ce vreau. Pentru că tot avem timp să vorbim. Arată foarte tare FIFA 2015. Abia aștept să apară. Au noi îmbunătățiri care mi-au plăcut. Ce-am văzut în videoclipuri îmi plăcea. Însă chiar mi-ar place foarte mult dacă ar îmbunătăți și cariera puțin mai mult față de ultima oară. Și dacă ar îmbunătăți și BIA Pro, de exemplu, la NBA 2014, de exemplu, poți vorbi cu fanii pe Twitter ca și jucător, spune ea că nu poți da coșuri, că nu poți să fie și la fel, nu e foarte greu să te pune ea, de exemplu, să râdă fanii de tine că nu dai gol și că ești cu poarta goală sau chestii ca astea. Ar fi tari dacă s-ar implementa BIA Pro în 2015. Și, de exemplu, AI-ul la BIA Pro să nu mai fie retardat mental și când nu le cer pas sau nu-i controlezi tu, să ia cele mai idiote decizii. Asta ar fi de asemenea tare. Au trecut deja vreo 20 minute de când nu mi-a picat ceva bun. Stai că am foaia pe care am scris minutele la care trebuie să tai. Am dus 37. Nu, dar am dus 30. Mi-a picat ceva bun. Nu știu ce am dus 30. Deci, de atunci, până am dus 45... Nimic. O zil. Îl am deja. Este un zeu. Jucătorul meu preferat din FIFA 2014. Din realitate. Și arată bine. Îl am deja. Deci dacă îl păstrez se va bloca. Deci îl punem pe transfer list. Îmi pică o cacaciuca. Cel mai bun jucător din lume. Doamne, ce nume. Am spus că vom deschide și pack-uri în World Cup. Deci după ce vom ajunge la 500K,
O să mai deschidem pack-uri în World Cup de încă 100k. O să facem o mică șmecherie. Următorul pack o să-l deschidem cu mâna stângă, care tehnic ar fi mâna mea mai bună, pentru că, de exemplu, pietre sau, da, pietre, arunc cu pietre eu un oameni, pietre sau mingi, arunc foarte tare cu mâna stângă, nu pot arunc cu dreapta. Însă scriu cu dreapta, mănânc cu dreapta, dar totuși, când țin stilou cu mâna dreaptă când scriu, îl țin nu în modul normal, pentru că nu pot să-l țin în modul normal, Naldo, e zeu de Arlan deja. Îl țin puțin mai ciudat stilou mâna dreaptă, dar pot scrie cu el pentru că așa m-am obișnuit probabil. Însă când țin în mâna stângă stiloul, îl țin exact cum se ține stilou mâna stângă, adică exact cum se ține un stilou. Deci tehnic sunt stângaci, dar multe dintre obiceiuri mi le-am făcut pe dreapta și de asta fac unele activități cu dreapta. Raimondi, nu e rău deloc, 91 pace ST. Spune că vei costa 1.000.000, niciun jucător pe market. Îl pun 150k la 24 de ore. La 3 zile, hai că trebuie să-mi dea cineva 1.000.000 pe ăsta. Heltun e super zeu. Mă gândesc, oare s-a întâmplat cuiva această tragedie între ghilimele? Cineva să presupunem că l-are pe Messi sau pe Cristiano Ronaldo. Deschide pack-uri și vedeți, iată că le-a picat un jucător bun. Însă aici, în colț, dreapta de tot, îi spune că e duplicate Messi. El nu mai dă scroll până acolo pentru că probabil crede că nu i-a picat nimic bun și dă quick sell aici. Oare s-a întâmplat cuiva asta? Ar fi o tragedie incredibilă. Și partea ciudată, nici măcar nu-și va da seama că l-a vândut pe Messi, pentru că va primi banii, normal, va primi 600 sau 800 cât e Messi la quick sell. Deci îmi pare rău pentru toți celor care li s-a întâmplat asta, dar într-un fel nu-mi pare rău, pentru că ei deja l-aveau pe Messi, deci gândiți-vă că n-au pierdut chiar foarte mult. Alaba, dă-mi ceva bun de la tine din echipă. Nu Shaqiri, Alaba! A, deci faci ceea ce spun, da? Dă-mi-l pe Robben de la tine din echipă, nu pe Shaqiri. Stai mă, Alaba, scuze că te-am supărat. Dă-mi-l pe Robben acum, hai vedem cine este acum. Cine este ăsta, mă? Rio Miaichi? Nici n-am pe cine să cer de la tine din echipă mie aici, că toți sunt lori. Deși Arsenal e echipa mea favorită. Toți sunt ieftini. Dă-mi-l pe Sanchez, hai. Dă-mi-l pe Sanchez mai repede. Mie aici. Nu, nici nu cred că era Rio mie aici ăla. Ok, trecem la următoarea copertă. Hai să vedem cine este. Alaba, acum. Să revenim Alaba. Robben, nu Shaqiri. Sau Lewandowski de la Bayern, că e scump. Sau Ribery. Sau Benatia. Haide, Alaba. Nu Shaqiri, m-a enervat cu Shaqiri. Marin? Încă mai era Chelsea? Nu știam. Am pierdut foarte multe transferuri. Știam că era Sevilla, Marin. Chiar am pierdut foarte multe transferuri și pierdut. Pe asta. Acum mă trece la World Cup. O deschide pack-uri de 65k plus cele bonus care le avem deja. Am impresia că în fiecare pack pe care îl deschid este câte un jucător corean. Cross! 87 rated. Am cam încheiat cu echipa din Germania, o avem full aproape. Ne-a picat și Cross, avem și doi fundași. Da, lucrurile merg fantastice pentru echipa din Germania. Poate o să facem, poate a patra cupa mondială va fi cu echipa din Germania. Dacă nu ne este cu echipa din Asia, pentru că vom încerca și Asia. 87 rated, 88 pase, 87 shoot, 92. Ah, nu, 88 dribbling. E fantastic. Și Caceres, când aveam nevoie de tine în America de Sud, n-ai venit. Oricum și Dante și Campaleroi n-au câștigat cupa jucând bine, n-au fost groaznici. Însă Caceres avea pace-ul necesar ca să batem câțiva pace horse mai rău. Mai ne-au rămas încă 6 pack-uri de deschis. Sperăm că aceste 6 pack-uri vor fi cu cei mai buni jucători. Wow! Wow! Sunt surprins de faptul că nu știam că e așa de high-rated Rodriguez. Mamă, frate, uite cât de sexy arată. 85 pace, dar e LM.
85 pace, 94 dribbling, 95 pase, 75 cap. E puțin cam prea mult FIFA 75 cap, nici 60 cap nu merită. 92 shoot. Dacă ar fi fost cam, ar fi fost visul. James Rodriguez, fantastic arată. Păcat că am terminat cu echipa din America de Sud și păcat că e LM pentru că e exact pe poziția lui Neymar. Și totuși Neymar e poate mai bun ca el puțin. Mai ales că are pace-ul mai mare. Asta nu e rău. James Rodriguez arată incredibil. Asta este ultimul pack de la World Cup și nu-mi pică nimic. Bun, nou! Îmi pică Dani Alves. Din nou Dani Alves, când aveam nevoie de tine în America de Sud, nu-mi veneai. Acum când vreau jucători din Asia, mare parte. Jucători face din Asia. Îmi pică jucători din America de Sud. Oricum din Asia nu prea au ce jucător bun să îmi pice. Și îi cam am pe toți. O să mai trecem la aceste pack-uri care sunt de 5K în modul normal. Și ce bine începusem. În al treilea pack mi-a picat un inform. Dacă nu era din Natale, era groaznic astăzi, însă din Natale îmi scoate banii care i-am băgat în pack-uri. Cassano. Încă unul la World Cup. Ultimul. Hai să încheie episodul. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați un like și să vă abonați. Două. Iar pe data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.